Mă uit la Adina și mă întreb dacă are viză de America. Bună dimineața, am avut, a expirat, n-am mai refăcut-o. Dar ai folosit-o? Da, am folosit-o și nu am avut aceeași experiență deosebită pe care ai avut-o tu cu organele de poliție din aeroport din America. A fost mai dificil, dar mă rog, nu mi s-a părut că au fost atât de simpatici cum sunt în Europa. Așa că experiența n-a fost cea mai grozavă, dar am fost și în alte orașe unde lucrurile au stat mult mai bine. Păi le era frică de că tu ai aspectul ăsta de actriță americană și le era teamă să nu vii să le iei. Un prieten a avut o situație foarte interesantă. După multe drumuri cu treabă în America, a fost băgat într-un birou și întrebat dacă el consideră că munca pe care o face el legal în America n-ar putea fi făcută și de un american. Și aici a avut o problemă. Bine, a explicat că noi oamenii din România avem capul mare și că suntem mai deștepți ca ei. Dar n-a fost foarte ok, pentru că ei au grijă de treaba asta pe aici, pe acolo. Bun, hai să vedem ce ne zice horoscopul. Bună dimineața din nou! Îmi face bine să ne bazăm mai mult pe intuiție decât pe logică, pentru că informațiile pot fi distorsionate intenționat sau nu. Putem fi agitați și tindem să fugim de realitate sau să picăm în capcana lui, se poate și mai bine. Să fim atenți la cheltuieli neașteptate. Berbec, poți achita un credit sau faci o analiză financiară și poți avea câteva idei de investiții. Alți nativi pot fi foarte conectați la nevoile emoționale ale partenerului, iar relația acestora se poate suda. Taur, fii atent la informațiile din diverse surse, prieteni, rețele de socializare, ele te pot induce în eroare. Astfel, este posibil să-i surprinzi pe cei apropiați cu bănuieli sau insinuări venite aparent din neant. Ascultă-ți intuiția, aceasta nu dă greș. Gemeni, universul îți testează seriozitatea și este facil să fugi de responsabilități. Însă, dacă treci peste impulsul de a face doar ce-ți place, recompensele nu vor întârzia să apară, iar tensiunile de la locul de muncă nu vor fi atât de mari. Rac, dacă vei încerca să-ți folosești abilitățile creative, poți da randament fără prea mare efort. În cazul în care pui presiune pe tine să rezolvi cât mai multe lucruri, te vei epuiza rapid și poți da vina pe persoana iubită. Leu, poți sta mai retras fără prea multă dorință de a te implica în activități stresante. Poate este și indicat, mai ales în aceste zile, când planurile și proiectele de viitor nu sunt conturate clar. Cine pune banii, cine face munca și când se vor vedea rezultatele? Fecioară, anumite documente se pot bloca într-o instanță superioară, iar un colaborator poate veni în ajutorul tău, însă este posibil să fie doar vorbe goale. Poate nu intenționat, ci din lipsa informațiilor. Balanță. Ai putea arunca o sumă de bani importantă pe ceva strălucitor sau extravagant. Va trebui să te asiguri de două ori înainte să faci această achiziție, ca mai apoi să nu fii dezamăgit. Atenție și la satisfacerea unor plăceri de moment sau activarea dependențelor. Scorpion, nici tu nu știi ce vrei astăzi sau cei din jur nu știu ce vor și te pot încurca. Bazează-te mai mult pe tine și pe instinctul tău în ceea ce îi privește pe cei din jur, pentru că nu tot ce strălucește și este seducător este și de valoare. Săgetător, o zi ce te ține mai degrabă departe de tensiuni sau cel puțin asta îți dorești, să fii lăsat în pace. Câteva situații de la locul de muncă pot fi surprinzătoare, dar nu te afectează direct. Activitățile spirituale sunt favorizate. Capricorn, ceva te poate mâhni în cercul tău de prieteni sau la fel de bine, se poate să fi făcut anumite planuri comune, iar acum te poți retrage din considerente financiare sau pur și simplu din lipsa de chef. Vărsător, dacă ai parte de prea multă rutină la locul de muncă, apare senzația de epuizare. Așa că nu lua decizii importante pe fondul acestei stări, ci mai degrabă încearcă o nouă abordare. Pești, vin către tine niște vești surprinzătoare pe care nu știi în ce categorie să le încadrezi sau ce să faci cu ele. Alți nativi visează cu ochii deschiși către o destinație în care vor să evadeze și pe mulți dintre ei îi vom auzi spunând că iau în calcul să se mute în altă țară. Acestea au fost previziunile astrale ale zilei. Mă puteți găsi și pe contul de Instagram Adina Moraru. Să nu uităm că viitorul ține de noi, iar încrederea este cheia.